IPJ Prahova anchetează o posibilă delapidare la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Ploiești după ce mai multe persoane au depus plângere împotriva unui angajat. Totul a fost descoperit după ce mai mulți localnici din Urlați au avut poprire pe pensie din cauza unor datorii neachitate către CEAR-ul Pensionarilor. Suspectul este casierul filialei din Urlați, o femeie în vârstă de 73 de ani. Aceasta este bănuită că ar fi contractat credite și pe numele unor persoane deja decedate. În urma sesizelor primite au fost demarate cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare. Pe parcursul cercetărilor urmează a fi stabilit cu exactitate prejudiciul cauzat, precum și existența sau nu a vinovăției, urmând a fi luate măsurile legale. Poliția a deschis dosar penal, în prezent fiind efectuate cercetări pentru închiderea cazului. Respectivul ar fi recunoscut fapta? Nu pot preciza în acest moment, așa cum v-am spus, vorbim de o anchetă în desfășurare. Ulterior vom prezenta o poziție oficială și cu privire la acest aspect. Suspectul a fost demis din funcție. Mai mult decât atât, unele surse spun că femeia și-ar fi recunoscut fapta. Ea ar fi motivat o nevoie foarte mare de bani și ar fi promis că va încerca să acopere prejudiciul.